Hai să dau record. Gata, record. Rețeta de biscuit și mai simplu de la mami. Ia zi. 500 de grame de făină. Da. 200 de grame de zahăr pudră. Da. 200 de grame de unt de 82%. Este foarte important. Unt gras de tot, cel mai gras. Da. Uh-huh. Care este galben în pachet, nu care este alb. 4 gălbenușuri. Am înghițit în secunda asta. Așa. 125 de grame de smântână lichidă. De 35%. De-aia de gătit crema, nu? E ok și aia, dar cel mai ok e smântâna pe care, din care faci frișcă. Eric, așa apare, dar nu te auzim. Nu mă aude lumea. Gata, te aude acum. Intrase Aurora, care mai avea pe cineva pe fundal, dar am pus-o pe mute, e ok. Deci frișcă, smântână de aia de făcut frișcă, de aia e un pic îndulcită. Cam din aia frigidă. Este și neîndulcită. Așa. Acum, dacă ai îndulcită, cât la sută are zahăr? Nu are așa mult, că am gustat-o. Maxim 10%. Da, cred că da. E okay, nu? Așa, ce facem cu toate astea? Poți să pun 150 de grame de zahăr pudră. Ok. Să nu fie așa dulce rău. Făina, zahărul, untul. Da. Le amesteci până devine o compoziție nisipoasă. Aha. Uh-huh. Gălbenușurile cu smântâna, le bați puțin cu telu, cu furculița, adică n-ai nevoie de așa, și o pui peste ingredientele uscate. Ok. Frământ aluatul până devine aluat. Așa. Omogen. Și se păstrează la frigider peste noapte. Poți să-l păstrezi în frigider 5 zile și în congelator o lună. Ok. Și ce fac pe urmă cu el? Tot ce este necesar pentru îl întinde. Stai așa, că am pe cineva care se uită la Orban și trebuie să-l pun pe... Îl știu după cadența vorbitului, știi? Aha. Anastasia, gata, așa. Deci îl întinzi așa. Da. Îl întinzi cu foarte puțină făină. Să nu important, foarte important este să fie aluatul rece din frigider. Bun. Se întinde cu foarte puțină făină și se decupiază. Ok, asta e. Și pe urmă la cuptor? 15-18 minute. Ok. 160 de grade în cuptorul de acasă. Mm-hmm. Și dacă aveți cuptoare la care puteți să le luați ventilația, atunci fără ventilație. Super. Deci, acum știu ce să mănânc la, la cină, biscuiți. Ce mai puteți să... Un aluat foarte simplu, o să vedeți că e foarte gustos. Și eu îi fac așa, unul plin, unul decupat și pun gem între. Mamă, mi-a plouat în gură instantaneu, deci sunt... M-am întopit și n-am mâncat, m-am apucat să mănânc doar o cafea și un pic de ciocolată ce aveam pe masă, că stau în întâlniri de dimineață, mă rog, dimineață târzie la mine. Bun. Și să-ți mai zic un avantaj. Zim. Pentru iubitoare de bezele. Așa. Îți rămâne albușul tare. Să rămână albușul tare? Nu, albușul de... Adică tu folosești 4 gălbenușuri, ai albușul din care folosești. Așa, da. Bravo. Yes! Asta o fac. Bine, poate nu fac în seara asta, poate le fac mâine ca să le și livrez. Prima avantajată este Cerina, că stă cel mai aproape de mine și e și mare fan de bezele, dar am cereri deja, mai am încă 4 cereri de bezele. Ce ziceți voi?
Ce mai vreau să zic la bezele este că dacă îți plac uscate bezelele, atunci tu asta trebuie să faci cu ele în cuptor. Adică să-ți pui cuptorul pe 90 de grade, da, și să le lași o oră 20. Da, știu că asta ziceau că trebuie făcut. Practic, dacă îl vrei mai mușii, puteai să-l faci mai repede. Mai vine și iarna, doar treaba asta. Da, da. Și să pui acid. Și să... Da, dar puțin de tot, că ți-am spus că mi s-au lipit bezelele de dinți. Da, da, da. Ok, bun. Mersi mult de tot, Ioana. Ne-am strâns deja peste 37, deci cine vrea să facă biscuiți de ea, the best of the best. Uite, Iulia s-a anunțat la bezele și Ancuța. Ana, unde ești, Ana? Cu Ana, unde e Ana? Cu Ana, n-a intrat? Îți dau un share location, ca să știi, la Gorjului. Stai așa, să o punem pe... Bună! Păi ce-ai făcut? Mi-ai trimis... Da, oricum vroiam adresa ta, oricum vroiam să-ți trimit, da? Numai bine, vezi, gând la gând. Păi that's not the point. Să vă zic ce s-a întâmplat. The point este în felul următor. La un moment dat am intrat pe site-ul Anei, da, pentru că nu știu dacă am apucat să vă zic. Dai un click să o pun pe mute. Cine vorbește la telefon să se pună pe mute, please? I'm begging you. Please? Mă vezi? Mute. Mute. Așa. Dar te rog mult de tot, că altfel eu n-am dat de sună timp, că ducem mute de la tine, dar... Giu, gata, ai că am găsit-o, am pus-o pe mute. Bun. Treaba e în felul următor, că mai intru din când în când pe... pe site-urile voastre și pe business-urile voastre, pentru că nu mă pot abține, asta e. Și văd tot soiul de lucruri care trebuie schimbate, știi? Și am intrat, nu mai știu, cred că cineva repostase ceva cu Stay Alive-ul și pe urmă m-am dus la Ana și de la Ana am intrat pe site și acolo am văzut o grămadă de chestii, printre care am văzut și un plover care mi-a plăcut foarte tare și pe care mi l-am comandat cu plată, Ana. Deci e cu plată, dar te găsesc pe Revolut, deci ai Revolut, nu? Cum ai Revolut? Ideea este să ne susținem, nu să ne... Adică noi ne iubim aici, dar trebuie să ne susținem noi între noi. Și plovorul e foarte mișto, să rămână. Crede-mă că măcar atât să pot să fac și eu. Chiar am învățat atât de multe de la tine și mi-am schimbat atât de multe încât am început să vând. Ori e psihic, nu știu cum naiba, că nu-mi pot explica, dar și ieri am avut la încălțăminte. Bine, am un brand foarte mișto din Milano, e MOA, și am vândut ieri 14 perechi. Incredibil, n-am vândut niciodată până acum 14 perechi. Wow. Da. În Milano. Nu, eu l-am adus în țară, l-am, dar e... Milano, like. Da, colaborez cu ei. Și e foarte tare. Bine, într-adevăr, vând și pe MAG, așa, 8 comenzi au fost pe MAG și rest au fost comenzilor la mine pe site, dar cel mai tare e că toți și-au comandat dintr-o localitate din Alba, deci toate comenzile au venit de acolo, probabil cineva și-a luat. Și cred că lucrează împreună sau nu mă explic altfel cum, dar a doua zi au venit astea toate, comenzile. Pare brilliant ce se întâmplă acolo. Da. Oricum să știu că EMAG-ul cred că este singura platformă care mai promovează în continuare și bagă bani, că intru zilnic de la ei. Cred că și cu EMAG-ul merită foarte mult să lucrezi ca o experiență, să-ți crești site-ul tău. Deci chiar merită colaborarea cu ei, ca ai ce să furi de acolo ca și secrete în fiecare zi. Deci, nu știu, mi se pare incredibil, pe bune, deci cum se ocupă, cum fac, au niște idei, deci mie nu vine să cred că tot timpul mă uit pe semnele. Da, și îți trimit zilnic ce poți să faci, cum poți să faci, cine ți-a intrat, cine a comandat,
anumite persoane preferă ceva și e foarte interesant să urmărești cine ce vrea și cum vrea. E, chiar este de studiat. Cel puțin în perioada asta este de studiat foarte mult. Emagul e, cred că, singura platformă care vinde foarte bine în România. Da, e cam singura care a rămas să vândă masiv, celelalte nu cred că vând așa mult. Da. Și nu știu cum promovează, de ies în față, că dacă intri și cauți un produs, că vrei prosoape de bucătărie, că vrei o tavă de gătit, că vrei, nu contează ce, încălțăminte, prima platformă e Magu, orice. Da. E interesant, oricum, merită. Apropo, ce număr porți la încălțăminte? Nu că m-am uitat, să știi, m-am uitat la unii de la tine pentru mama, dar acolo are un calapod un pic mai lat și nu eram sigură. Dar nu zic eu numărul meu la încălțăminte. Oricum, îl aflu. Nu, am un brand foarte interesant și chiar sunt curioasă de părerea ta aici. Am alte păreri, în schimb, pentru tine și am foarte multe păreri pentru site-ul tău și pentru brand și pentru poziționare. Îmi dau seama, acum având și întrebările Mariei, care este și ea înscrisă la curs și uitându-mă și pe site-ul tău, îmi dau seama că sunt foarte multe lucruri de făcut până când să se deblocheze decent situația economică și că poate ar trebui, adică nu vreau să facem cursul nostru online, pentru că mi se pare că se pierde din flavorul ăla foarte mișto și din echipa și comunitatea pe care o avem la Bici. Noi am vorbit despre treaba asta și chiar e foarte, foarte mișto comunitatea. Pe de altă parte, am sentimentul un pic așa de la zi la zi că pierdem timpul dacă nu ne ducem și aplicăm lucrurile de bază, adică ceea ce facem noi, spre exemplu, trecem tot de la cum se face un business plan, la ce cheltuieli trebuie să fim atenți, la cum ne construim brandul, la chestiile de online, de cum arată site-ul, ce comunicăm prin imaginea de pe site, sau pentru că acum o să fim din ce în ce mai mult online. Și sunt foarte multe lucruri de genul ăsta pe care ar trebui să le avem pregătite practic într-o lună de zile de aici încolo, ca atunci când ne revenim la viață cu toții, să nu mai pierdem timp, știi? Și chiar mă gândesc, nu știu dacă reușesc până la finalul acestei săptămâni, că nu știu cum trece timpul atât de repede, dar mă gândesc că poate ar trebui să facem lucrurile astea online, că mai ales pentru voi este realmente pierdere de timp, dacă nu le aplicați acum. Bun, acum aș vrea să mă uit pe grup, pentru că sunt cine zicea că își pune business-ul la bătaie pentru idei, să ridice o mânuță undeva. Maria, văd că a pus mai multe întrebări, dar la Maria trebuie luate lucrurile da capo. Adică aș merge mai degrabă pe cineva care are deja un business, cum am făcut sâmbătă și duminică, dacă vreți, și să discutăm ce putem face în situațiile astea. Ziceau, până una alta. Scuze, cred că am intrat peste cineva. Maria sunt. Da. Vreau să trebuie să-mi fac site-ul până la discuții, într-adevăr. Păi da, trebuie să ți-l faci. Asta... Da. Lucrez la partea de conținut, portofoliu și așa mai departe și vreau să fac și câteva poze, că mi se pare important, cred că o să-mi iau inima din să vorbesc cu un coleg fotograf să mă ajute, că am la birou un spațiu foarte bun pentru făcut asta, să dăm o tură până acolo. Mm-hmm. Ok, vă ascult. Păi să vedem cine vrea să se anunțe, pentru că... Aurora. Hai, Aurora, că la tine chiar e treabă. Oh, uite cățel drăguț! Mikimoto, vină încoace, nu mă fă de râs că m-ai lăsat singură. Aurora? Da, bună! Hai, bună! Eu n-am participat, dacă ați mai avut vreo analiză pe partea de business, am lipsit. O singură dată am lipsit, duminică, și cred că atunci ați avut. Deci, nu știu, vă prezint business-ul meu.
Da, facem un fel următor. Spui pe scurt așa, adică în 3-5 minute care este treaba cu business-ul tău și care este planul și care sunt problemele cu care te intersectezi acum. Deci noi trebuie să avem ca setup odată. Asta este, ăsta e aluatul cum ar veni, da? Deci asta este baza, aici vreau să ajung și noi vedem cum facem ca voi să ajungeți în punctul pe care vi-l propuneți. Okay. Bun. În momentul de față lucrez cu e-mărturii. Este un magazin momentan online, am avut și magazin fizic, dar momentan sunt doar pe partea online, pentru papetărie, cu papetărie creativă, papetărie pentru evenimente, nunți, botezuri, corporate. Mi-am dorit foarte mult să trec pe partea, să schimb procesul, să trec foarte mult pe partea de business to business. Dar acum așteptăm. Ce înseamnă papetărie creativă? Ce înseamnă? O mare parte din cifra de afaceri se bazează pe vânzarea de plicuri colorate. Sunt importator și distribuitor pe România de plicuri colorate. Am undeva la 200 de itemuri. De, ok. Deci o plajă destul de largă pentru evenimente. Pe lângă plicuri am cartoane diferite nuanțe și calități și tot așa pentru papetărie, pentru cei care au nevoie de plicuri, da? Automat au nevoie și cartoane, plus accesorii pentru evenimente, pentru cei care au mici ateliere creative bazate pe hârtie. Lucrează mult cu hârtia. Ok. Bun. În momentul de față faci un rebranding din e-mărturii în Craftoteca. Ești pregătită cu site-ul pentru ambele părți? Da. Amândouă sunt sus. E-mărturii este din 2011, dar nu este mobile friendly. Ca să-l trec, să-l fac mobile, ar fi fost un cost, ar fi fost același cost ca un site normal, un magazin normal. Și am luat decizia să mă rebranduiesc, să trec toată activitatea și tot depozitul, tot ce am pe e-mărturii, pe partea de Craftoteca. Ok. De ce Craftoteca? Pentru că eu am gândit-o în felul următor. Craftoteca este o combinație dintre două nume. Craft, ceea ce am eu la bază. Craft înseamnă să lucrăm manual, să facem lucruri cu mânuța noastră. Și bibliotecă. Deci, Craftoteca, biblioteca. De ce bibliotecă? Pentru că biblioteca este o... Eu când merg la bibliotecă este liniște, este ordine, este respect. Asta vreau eu să transmit prin Craftoteca. Bine, sper că ești conștientă că probabil ești singura persoană care mai merge la bibliotecă. Atunci este loc de dezvoltat și de am loc să transmit și să invit. Nu știu, eu când merg la bibliotecă sunt cândva acolo. Voi trei speriați că restul nu mai este nimeni. Bun. Întrebare. Până acum aveai B2B. Acum, mergând în zona de craft, te duci către B2C? Mi-ar plăcea să continui drumul spre B2B. Dar mare parte din cifra de afaceri este din B2C. Ceea ce nu-mi place, dar... Stai un pic, aici nu e de plăcut, aici este de unde facem business, adică tu poți să-ți faci, dacă vrei, un charity separat și o dată pe săptămână să lucrezi B2C cu cine vrei tu pentru craft, da. Tu ai nevoie de bani. Da, și dacă marea cifră de afaceri e în B2B, atunci, în mod evident, acolo trebuie să te concentrezi.
Bun, ok. Ai scădere de vânzări în perioada asta? Sau ai, care sunt întrebările? Ai probleme de rebranding sau de cum să vinzi? Da, am. Ca toată lumea, mi-am tăiat multe cheltuieli pe care le aveam rearanjat, ca să zic așa, pentru că da, în în martie am avut cam 3 săptămâni am avut vânzare, 2 săptămâni și ceva, 3. Eu încă mai trimit colete, mai am clienți, dar puține, mult, foarte, foarte puține. Și preconizez că până în la sfârșit, până în august, la sfârșit, n-o să am activitate foarte mare, pentru că în august este nu sunt evenimente. Nu sunt. Nu erau. Postul. Pe mine mă afectează pentru că de pe 1 până pe 15 este postul Sfânta Mărie și de obicei îmi luam concediu în martie, în august. Da. E, probabil că lucrurile se vor schimba acum, având această perioadă de restricție la evenimente. E posibil ca chiar să ai activități mai multe. Posibil să am pe business acolo. Să vin foarte mult cele evenimentele care nu au loc acum, martie-aprilie, posibil să le am în august. Până acum nu aveam. Nici B2B, nici B2C. Aveam concediu. Dar stocuri ai, din câte văd în spatele tău. Da, asta să lucrez cu stocuri este foarte greu. Dar este un avantaj. Am ajuns să am stocuri și să pot să onorez comenzile foarte repede, ceea ce e avantajul meu față de competiție. Și sunt stocuri, tot ce am făcut până acum, tot ce am realizat până acum, nu am realizat cu credite. Nu am niciun credit, n-am nicio datorie la niciun furnizor, nu am nimic. Adică, ok, mă pasă stocul, dar când o să repornească, o să am ce să vând. Chiar cu o săptămână înainte să se declare, mi-am realimentat așa depozit. La tine am auzit că nu e, că ar fi bine să scăpăm de stocuri. Mai pot aștepta eu. Tu mai poți aștepta, pentru că și chestia cu stocurile, ca și cu business-ul și cu startup-urile, nu este o rețetă general valabilă. Adică nu poți să-i spui unui startup, haide, dă-i drumul acum, că uite, e momentul pentru tine, sau oprește-te dacă nu înțelegi despre ce este vorba în spate. În cazul tău, nefiind nevoită să ai alte cheltuieli fixe pentru că faci... tu centrezi, tu dai cu capul la tot ce se întâmplă, atunci, practic, nu te obligă să lichidezi stocurile, poate, la prețuri de achiziție, doar ca să faci rost de niște bani sau să cumperi altele să rulezi. E că ești într-o situație favorizantă și, Doamne ajută, când o să se termine treaba asta, o să ai și comenzi mai multe. Și atunci, Ana, este bine să poți să livrezi... Într-un timp cât mai scurt, fără să ofer, ok, probabil că o să am discount pentru clienții care se întorc sau care cer sau în funcție de cantitate, în fine, dar nu o să vând în prețul, foarte aproape de prețul de achiziție. Nu sunt încă în disperare. N-ai de ce. E bine totuși să ai niște cash sau să îți reactivezi clienții pe care îi ai și care știi că au totuși o disponibilitate sau o lejeritate, cât mai poate avea lejeritate cineva în perioada asta financiară, și să le propui diverse pachete sau, nu știu, discounturi de volum, pentru că noi acum nu facem decât niște presupuneri, nimeni nu știe de adevăratele cam cât de mult se poate răstogoli acest bulgăre al crizei economice și care afectează
bine, ne afectează pe toți. Cum ai ști cum e, că aia care sunt mari zic că e mult mai simplu să fii mic antreprenor pentru că ești flexibil și te adaptezi imediat. Noi, mici antreprenori, spunem celor mari, păi, da, 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 când ești mare, uite, ai un buffer, totuși stai pe niște bani, adică poți să rulezi, ai de unde să dai afară, dacă dau afară pe ăia cinci ai mei, cine mai lucrează, știi? Adică poți să închizi business-ul. Dar ce este cert este că toată lumea are greutăți în perioada asta și cu toții nu putem să facem decât niște ghici. Ghici, așa este. Eu ce mi-am propus, în momentul în care se întorc vechii mei clienți cu care am o relație foarte bună, o să le ofer din start un mic ajutor, nu știu, discount sau transport, sau, adică ei m-au ajutat foarte mult timp până acum și eu, pentru că nu am presiunea încă pe buget, pe... Da, o să le întorc favorul. Da, și e foarte bine dacă poți să faci asta, este lăudabil. Dar sugestia mea este totuși să aveți un setup mental și o acțiune, ca și cum ați fi deja în punctul în care există deja o presiune financiară. Deci acum focusul este să tragem de cash cât de mult putem. Sigur că dăm un pic drumul la robinet, dar nu cu lejeritate, pentru că ceea ce este astăzi e posibil să nu mai fie valabil și mâine. Mă scuze o secundă că este curierul din nou. Zi tu mai departe. Văd că mi-a scris cineva legat de Craftoteca. Nu, nu este forma finală. Încă lucrez la el. Am ceva probleme cu transportul. Nu se implementează. Nu e implementat și nu este forma finală. Și acesta e motivul pentru care pe e-mărturii încă n-am postat nimic legat de noul site, de noul magazin. Dar da, mai am de lucrat acolo. Și ce mi-a plăcut foarte mult, acum înainte să înceapă cu întâlnirea noastră, m-a sunat o agenție de evenimente. Doresc să trimită felicitări clienților și partenerilor lor, chiar dacă nu mai lucrează. O atenție, o mică atenție. Și mi-a plăcut. Deci, mai am speranță. Știi că și noi am făcut lucrul ăsta dând la rândul nostru de lucru partenerilor care și de-a lungul timpului ne-au ajutat și cu care colaborăm. Le-am făcut comenzi pentru ce aveam nevoie și am trimis a nice kind of giveaway, un gând bun clienților noștri. Poate, într-un alt context, am fi făcut lucrul ăsta cu un buget mai mare, poate nu, că eu v-am zis, mă pregătesc de criza din 2010. De atunci, țin lucrurile sub control tot timpul și costurile cât mai scăzute. Dar luați în calcul, vă zic din nou, nu vreau să mă dau pe mine de exemplu, dar vă zic din nou din experiența anterioară din 2008, când am crezut că nu o să fie atât de grav, pentru că eu atunci anticipasem o corecție și o scădere de piață de 30% și a fost o scădere de piață de 90%, când m-am gândit că o să țină 6 luni și de fapt ne-a ținut cam 2 ani până când am început să ne trezim un pic la realitate. Și când am zis, hai nene că uite că am de unde și hai că dau și dau și dau și nu e o problemă și la un moment dat am rămas fără. Și ca să pun banii ăia la loc, mi-a luat vreo 5 ani de zile. Adică punând bani pe bani și muncind foarte mult. De asta zic, ajutați cât puteți, dar nu prea mult și nu uitați că... inclusiv conform legilor lui Buddha, primul lucru este să ne facem pe noi fericiți ca apoi să putem să-i facem pe ceilalți. Așa funcționează și în avion, când e situația de criză, mai întâi ne punem noi masca ca să putem să-i ajutăm pe ceilalți. La fel și în cazul tău. Ce aș mai face, apropo de asta, mai ales că ai văzut că există acest trend,
aș activa toate companiile pe care le am în portofoliu și poate altele pe care nu le am și m-aș duce către ei cu un pachetel în care să le spun n-ar fi nice să le trimiți partenerilor tăi un gând drăguț care vine și mai frumos într-un plic roz, știi, ori whatever, pentru că decât să trimiți pe vremuri, trimiteam pachete din alea mari de la delicateria sau nu știu ce, care costau 100 de euro, acum nimeni nu mai are bugetul ăsta, dar aș vrea să fie totul something sweet, știi? Să știi că sunt multe companii cărora nici măcar nu le trece prin cap să facă lucrul ăsta, pentru că poate omul care ia decizia nu are gândirea asta sau poate are alte lucruri da, importante pe cap. Da, să creez nevoia. Da, m-am gândit, dar trebuie să și acționăm, degeaba ne gândim. Asta e. Mă cunoști. În continuu cu ce am de făcut, dar trebuie să le și punem în practică. Da, și sunt convinsă că genul acesta de activare este valabilă pentru multe dintre business-urile pe care le avem aici, inclusiv cei care produc, nu știu, uite, mă uit la biscuiți. Biscuiți, da, cei care produc biscuiți. Acum, dacă vreau să trimit în București, mi-e mai simplu să lucrez cu o biscuterie de la care luam întotdeauna, cine a fost la cursurile Bici și amintește, că aveam de fiecare dată biscuiți bio la fiecare curs, să ronțăim, pentru că asimilăm informație mai ușor dacă avem carbohidrați și grăsimi în organism separe și cum eu făceam cursurile de la 6 seara, oamenii veneau gata obosiți. Ca să poată asimila, dădeam pe pică. E simplu. Dar dacă aș vrea să trimit la Cluj sau poate zonal, evident că apelez la un furnizor de acolo. Deși Ioana zice că ne trimite și în București și uite că ea funcționează, spre deosebire de biscuteria mea care nu mai funcționează asta de pe stradă de o activăm noi. În cazul Mariei, că o văd aici în prim plan, ar putea să trimită, spre exemplu, niște mood board-uri sau să faci niște chestii cum se făceau alea în Pinterest. Voi aveți acum alte proiecte de arhitectură în care poți face o simulare, știi? Sau să le zici, nu știu dacă ai făcut asta pe YouTube sau nu, sau dacă ai menționat la un moment dat, să îți trimită o cameră și să le propui două, trei chestii de cum să-și îmbunătățească camera aia. În fond, ca să vopsești un perete, te costă 100 de lei, practic, pentru că ai nevoie de 2 litri de vopsea colorată și un trafalete și un lucru pe care oricum îl poți face acasă, știi? Asta cred că pentru cei care nu sunt deja clienții mei, că clienții mei, normal că deja au un proiect în curs la mine și suntem cumva depășiți de momentul culorii peretelui, cred că te referi la cei pe care aș putea să-i atrag ca noi clienți, nu? Da, deci ce vreau să spun este că inclusiv la nivelul de servicii putem face niște lucruri care să nu implice costuri și achiziții, dar să ne băgăm în seamă, cum ar zice, știi? Hello, sunt și eu aici. Acum, în momentul ăsta când eu poate mă gândesc sub nicio formă la să-mi schimb tablourile de pe perete sau să-mi schimb culoarea, dacă cineva îmi dă mură în gură, pentru că atenția mea, deci să ne gândim, adică să luăm în calcul tot timpul cum funcționează creierașul nostru, da? Dar atenția noastră este în altă parte, interesul în altă parte, nevoile sunt piramida lui Maslow, la bază. Iar dacă noi am avea nevoi mai elevate, mi se pare că ne cam împinge panica externă, dacă deschidem televizorul e un dezastru, dacă deschidem mail-urile e un dezastru și vine panica din afară care ne împinge și pe noi să fim un pic măcar anxioși, dacă nu panicoși. Sooner or later, fiecare dintre noi, oricât de deștept și de așezat și raționali am fi noi, vom avea la un moment dat o zi în care o să începem, o să ne prindă frica la un moment dat și vom avea o zi în care ne vom pune toate aceste întrebări. Și atunci
mă ajută să văd că este altul care se gândește la binele meu. Mă pun în locul clientului. Tot timpul ne punem în locul celor pentru care avem servicii și produse de vânzare, știi? Uite, Aura, spre exemplu, Aura Seria zice că au un produs gratuit de detox al garderobei. Bă, e perfectă! Faci FaceTime tot timpul, se plimbă femeia, eu încă n-am ajuns, sunt în aproape în a treia săptămână de autoizolare și nu am ajuns să-mi fac curat în dressing, lucru pe care am făcut în trecut. Deci e... puteți să faceți chestii de genul ăsta și vă iar să... Crini, vrei să zici ceva? Dacă e da așa din cap, dacă nu, zi așa. Aș Crini, apar la mine, ești în bucătărie. Nu vrei să... Vrei să zici, da? Nu, nu. Ai ridicat doar mâna să ne saluți. Ok. O să fii atentă că o să intri și tu curând să ne zici pentru că ești față nouă și vă obișnui să ne cunoaștem între noi. Deci încercați să și monetizați la un moment dat punctul ăsta, chiar dacă în mici, în mici doze. Este posibil ca anumite cliente pe detox să fie de acord să vă primească acasă. Evident, ne protejăm, facem toate alea, ne punem pe noi ce avem de pus, dar putem să facem genul acesta de serviciu. Deci nu scoateți, like never, din minte gândul că ceva, cât un pic, trebuie să monetizați la un moment dat. Și acel moment să nu fie prea departe pentru că ratați momentul de start. Ce zic? Așa, stai că am văzut un mesaj. Da și voi, dacă e așa. Dacă vor să fac un proiect pentru copii. De acord așa, dacă nu sunteți de acord așa, dacă aveți dubii așa. Mi-a scris Roxana dacă pot să fac un proiect pentru copii ca să-și facă colțul de homeschool. Adică tot așa idei de cum să decorezi, cum să asamblezi până la urmă chestia asta sau la ce te referi? De cum să-și folosească ce au în cameră, eventual să stea vreo două ore închiși acolo și să facă ce Dumnezeu vor, numai să simtă că e colțul lor și whatever. Da, acum dacă interacțiunea direct cu copilul, nu știu cât o să mă pricep sau cât de ascultător o să fie, poate cum am alături. Nu, dar adică 10 minute, pentru că acum toți învață de acasă și cam toată lumea a trebuit să reproiecteze, adică masa din bucătărie, toată lumea pe ea, dar du-te în cameră la tine, dar stai că aici n-am unde să fac. Și dacă tu poți să vii cu trei idei în care să-i zici, uite mă, ia de aici, a? Uite ce... Foarte interesant, da, mulțumesc mult, nu m-am gândit la asta, foarte interesant. Un mare de, adică sunt mulți copii care stau acum acasă, stau cu capul de pereți sau cu capul de părinți sau... mulțumesc mult! Da. Dacă puneți întrebări despre homeschool, mă uitam acum să o caut pe o prietenă de-ale mele pe care o știu de foarte mult timp, și care face școală, are din astea materii alternative pentru copii, o cheamă Carmen Iorgulescu. I-am mai zis să intre, nu știu dacă a intrat astăzi sau nu, dar Carmen ar putea să, și ea face această virare către online, ar putea să susțină niște clase de școală alternativă. Eu o sunt, pentru că sunt omul acțiunii, adică... Carmen Iorgulescu. Așa, e primul lucru la care mă gândesc apropo de copii. Mai am, spre exemplu, dacă vreți, un băiat care ține cursuri de chitară. Bine, trebuie să aveți chitară. Carmen, ce faci? Ești într-un curs cu copii. Foarte frumos, noi vorbim la Stay Alive despre tine. Te pun o secundă pe speaker ca să știi. Deci vorbim așa cu Carmen și avem câteva persoane care sunt mămici și care au la rândul lor alte prietene mămici și stau cu copiii acasă și ar avea nevoie de cursuri ținute online sau poate chiar și de clase alternative și am recomandat pe tine dacă ai putea să intri la Stay Alive, să lași doar datele de contact. Da, mulțumesc. Hai că o să intru. Acum o las pe colega mea să susțină cursul în continuare cu copiii. Așa. Și intru acolo. Mai ai link-ul? Da.
Bun, perfect. Intră că imediat o să-ți dau și cuvântul, că deocamdată mai discutăm un pic cu Aurora, dar hai că este subiect. Bine, pa! Intru eu acum de pupă, pa! Okay. Acesta este modus operandi la mine, ca să știți. Da. Legat de ce am discutat de homeschooling și de tot ce ne lovim, de ce ne lovim acum cu lucratul cu alături de copii, am zis, ok, cum pot să folosesc ceea ce vând eu cu situația de acum și astăzi sper să reușesc să-mi activez și cu ce am discutat ieri cu Manu. Astăzi încerc cel puțin să-mi activez canalul meu de YouTube și să încep mici proiecte craft pentru copii și nu numai. Eu fac acasă cu ei, dar să încep să folosesc și să promovez cu ajutorul meu business-ul pe care l-am în spate și cu care îmi cresc copiii. Deci încerc să astfel încât la sfârșit să când scăpăm de situația aceasta, când om scăpa, să am deja o bază cu informații și să nu mai încerc acum să vând, acum doar educ și mai încolo să le vând. Le poți face pe ambele în același timp. Construcția de brand personal și de brand de business este esențială, pentru că și voi când alegeți, vă gândiți la top of mind, la cine v-a venit în gând prima oară, cumpărați de la oamenii care vă sunt cumva în cercul apropiat, pentru că ăștia vă vin prima oară în gând, sau cumpărați de la firmele despre care ați auzit, chiar dacă nu aveți neapărat o obișnuință de consum cu ele. Deci pentru asta este bun brandul. Asta nu înseamnă că facem lucrurile separat, adică odată fac brand, odată fac business. Da, da, am înțeles, da, da. Ieri, uite că și melanjul, exact, cum să punem, cum să ne folosim de noi ca să combinăm business-ul. Da. Bun. Și Paura, Serea, tot îți mai dă diverse... Da, am văzut, mulțumesc. Da, eu am început să promovez și să comercializez, dar promovez în general, să promovez firmele micuțe din România care au anumite kituri, pentru că sunt, da? Acum, săptămâna trecută, am avut și am în site opinci pe care poți să le faci acasă. Copilul meu a făcut, nu le am lângă mine, dar o să le aduc până la sfârșit, a realizat niște opinci. Arată într-un mare fel și trebuie cumva să nu mai depind de import atât de mult. Ok, am o mare parte aduse din import, dar și să diversific gama de produse cu cei de aici din România. Ok, e foarte bine. Deci gândește-te tot timpul, mai ales că vrei să te duci pe zona asta de craftotecă. Vezi că sunt o grămadă de grădinițe și de școli private care și-au trimis copiii acasă, pentru că asta este situația, și care poate ar face mai multe, poate nici ei nu știu de unde să vă ia sau nu au timp. Du-te către ei și spune-le, băi, uite, eu pot să le trimit acasă un kit cu toate drăciile astea și împreună cu copiii pot să fac cursul de cum să lucrăm împreună. Și ce vinzi tu, de fapt, îți vinzi produsul, iar cursul de cum să le fac împreună ora aia, oră, două, pe care o petreci cu copiii, să fie cum ar veni gratuită. Înțelegi? În sensul ăsta este un win-win situation, da, pentru toată lumea, pentru că tu îți vinzi produsele, școala te promovează între, sau poate îți cumpără direct școala, sau te promovează între cursanții lor și toată lumea este happy. Deci gândiți-o tot timpul ca pe un win-win situation, adică creierul nostru acum trebuie să fie o treabă, imaginați-vă un network, așa cum vedeam noi, un film în network în care avem multe, multe, multe firișoare și multe punctulețe și cum le unim pe astea împreună. Deci mergeți tot timpul în întâmpinarea nevoilor clienților voștri. Și acum o să o las pe Carmen. Mariana, te-am văzut, să știi, imediat revenim, dar a intrat Carmen. Bună!
Salut! Ea este Carmen Iorgulescu, care ne știm de 20 de ani. Așa, și care face școală. Eu n-am copii, deci asta cu școala, nu știu. Zine tu, Carmen, ce faci? Cât mă duc eu să-mi pahar cu apă? Da, de fapt este un curs opțional, chiar dacă se numește Academie, este Ken Academy. Ken este un acronim de la Kids Entrepreneurs și este un curs de educație financiară și antreprenorială pentru copii și anume este dedicat categoriei de vârstă 7-13 ani. Cumva poate că pentru adulții care au acum 40-45 de ani, a face o afacere sau avea un stand de limonadă nu era pe lista noastră de priorități când eram copii, dar în zilele noastre lucrurile sunt diferite. Este un curs început acum 7 ani și jumătate. Aș putea spune că este primul și cel mai complex curs de acest gen și este mult mai mult decât a dezvolta exclusiv elemente de business, despre antreprenoriat, cum putem să facem un proiect. Este foarte mult despre mindset-ul antreprenorial, iar situația de față ne arată odată în plus cât de important este acest mindset antreprenorial, aceste abilități de flexibilitate, de inovare, de a avea curaj, de a nu nebuni și mai degrabă a vedea oportunități în acest context. De fapt, despre asta este vorba în acest curs. Și, na, ca și noi, ca toată lumea, ne-am adaptat și am trecut în online și vă așteptăm acolo. Na. O să fie mai multe programe. Deja pe pagina noastră de Facebook o să scriu un chat, eventual o să pun link către pagina noastră de Facebook, pe care noi o hrănim în permanență cu link-uri pe care voi, părinții, le puteți folosi acasă cu copiii. Sunt mici și filmulețe legate de parte de business, despre cum putem să încurajăm această atitudine antreprenorială la copii, cât este de important marketingul, online-ul, comunicarea, dar și lucruri de abilități precum curajul, precum cum ne prezentăm pe noi înșine, cum ne facem un proiect, că până la urmă nu trebuie neapărat să planificăm afacere, putem să ne planificăm și ziua de naștere, și așa mai departe. Aurora, ai închiturile tare. Aurora are chestii de hârtie, papetărie creativă, whatever, mă rog, de la ea am plecat cu ideea și cu ajutorul Roxanei l-am ajuns la copii și la tine. Aurora, ai un kit care crezi că s-ar putea preta copiilor care fac genul acesta de activitate? Trebuie să mă gândesc. Putem să facem. Răspunsul este sigur că da, voi face unul. Poftim? Scuze-mă. Răspunsul este da, sigur că voi face unul. Exact. Asta înseamnă să gândești antreprenorial. Da, ce voiam să spun, am organizat deja un eveniment în IOR pentru copii, unde cu un kit anume și pot spune că am făcut și o să am unul, dar trebuie să mă adaptez pentru eveniment. Bun. Carmen, intră, pe te rog, la Stay Alive, este un grup pe Facebook. Dacă dai acolo căutare Stay Alive, ne găsești. Lasă acolo toate linkurile pentru că chat-ul nu se salvează. Okay. Să-l pun și pe YouTube. Noi punem pe YouTube înregistrarea, pe canalul meu de YouTube. Apropo, vă rog frumos, dați-mi subscribe pentru că trebuie să fac 100 de followeri. Eu n-am fost interesată de YouTube, drept care nici nu am activat în vreun fel. Dar ca să pot să am mai departe acolo cu numele meu, ci că trebuie să am măcar 100 de subscriberi. Vă promit că nu o să vă spamez cu prea multe lucruri. Deși acum urcăm 902 videouri în săptămâna asta. Scuze că intervin. Carmen, ai în chat link-ul de la grupul privat și link-ul de la Google Docs ca să-ți lași toate detaliile. Perfect. Mulțumesc mult, Cerina. Și pentru fețele noi de astăzi, cine dorește să intre pe Google Docs-ul acela, să-și lase acolo datele de contact, cu ce se ocupă și ce ar avea nevoie și noi, între noi, ne organizăm în direcția asta.
Și pe urmă, uite, Maria, poți să iei tu legătura cu Carmen ca să vezi dacă nu le poți face copiilor care sunt la aceste școli un corner care să arate ca un, nu știu, birou de CEO sau așa ceva, fiind antreprenori. Da, am mai avut o idee la un moment dat să fac un curs din ăsta foarte intuitiv, basic, de design interior mai mult în joacă, tocmai pentru copii. Și uite, mă gândesc că poate acum s-ar aplica perfect chestia asta. Bun, e bine că Carmen are deja această infrastructură făcută și cum să o învețe, are și un pol de copii și oricare dintre noi, inclusiv pe zona de producție și pe zona de evenimente și pe zona de artiști, Cristina, la tine mă gândesc acum, poate vor să facă niște lucruri extra de genul cum să desenez, cum să împarți hârtia, I don't know. Sau să facă poate niște vizite virtuale la muzeu cu un alt fel de artiști care să le și explice ceva, pentru că actualele vizite virtuale de la muzeu, de la muzeele, mă rog, care sunt gratuite, în general nu prea îți dau și un ghid care să vorbească pe limba ta și care, sau dacă îți dă un ghid, îți dă un ghid care este prestabilit. Mi-ar plăcea, spre exemplu, să am unul dintre artiștii cu care lucrez, Cristina, și să fie să mă treacă printr-o experiență vizuală, pentru că vizual este foarte important în zilele noastre și nu numai, sau poate împreună cu el să intrăm într-un muzeu mare și ca om de artă să îmi explice care e chestia cu picturile alea, ce a vrut să spună artistul acolo, adică tot pentru copii care stau acasă, mă gândesc, Carmen. Da, ar fi extraordinar de util. Important este că am remarcat, deși vă spun sincer că am avut destul de multe emoții despre cum va funcționa lucrul ăsta, mai ales că educația, de exemplu, educația antreprenorială este foarte mult structurată pe aspecte practice. Eu sunt un fan al învățării non-formale și al learning by doing și a expune copiii cât mai mult la experiențe. Și sunt foarte multe explicații neuropsihologice, de fapt, care stau în spatele acestei decizii. Însă și online se pot face foarte multe lucruri și componenta aplicată trebuie să existe și acolo, iar copiii sunt extraordinar de deschiși și implicați. Și așa că încurajez absolut orice program, oricine are un program educațional pentru copii să găsească o variantă pentru online, însă cât mai aplicată pentru ei, ei să facă lucruri. Că împarți în grupuri, în camere alternative și că lucrează ceva, că scriu și îți arată la cameră, orice, este foarte, foarte important. Și mi se pare o oportunitate extraordinară și asta cu învățarea online, mi-am dat seama, că îi învață să fie mai autonomi în învățare. Ceea ce școala, în general, nu le prea oferă. În general, este pe principiul mură în gură, li se predă în continuare, chiar și în sistemul privat. Este foarte mult accent în continuare pe predarea cât mai tradițională, să-i spunem. Și atunci ei automat se auto-organizează și le crește autonomia învățare. Deci este un mare plus. Este chiar o oportunitate. Deci da, o să vă las datele, o să le scriu acolo unde mi-a indicat Cerina și eu sunt aici, mi-ar plăcea foarte mult să construim împreună. Îmi dau un mute, gata, mi-am dat unmute. Poate vă luați timp să intrați pentru că sunt idei super valoroase. Aici am discutat, de exemplu, despre brand personal cu Manuela Ciugudean. Mâine o avem invitată pe Camelia Șucu, adică tot timpul mie îmi place foarte tare grupul ăsta, nu știu cum să vă zic, n-aș da niciun web binar pe grupul nostru. Bun, super, Carmen, mulțumim mult de tot. Și eu mulțumesc. Mariana, voiai să zici ceva? Mai ești cu mâna ridicată? Mariana, mai ești, da? Da, bună ziua, bună. Ce vreau să vă dau câteva sfaturi în legătură cu copiii. Eu am 3 copii mari, deci 2 la facultate, unul și ultimul, cel mai pitic, care e mai înaltă decât mine, în clasa 11. Deci, eu sunt și pedagog la baza educației mele și vreau
să vin un pic în ajutorul părinților care stau cu copiii acasă, pentru că evident este o perioadă în care nu ați mai întâlnit-o, nu ați mai stat atât de mult cu copilul acasă. Deci vreau să le dați foarte multă, să le acordați foarte multă încredere copiilor și să le dați responsabilități, în sens că nu du-te și spală vasele, da? Dar undeva, deci dreptul oricărui om vine cu o responsabilitate. Deci vrei să ai mai multe drepturi, trebuie să-ți iei mai multe responsabilități. Ai mai multe, mai puține responsabilități, efectiv ai mai puține drepturi. Deci așa trebuie educat un copil. În momentul în care, de exemplu, copilul este în criză, nu știe unde e colțișorul lui, puneți-l pe el să fie responsabilul să-și organizeze colțișorul, să fie el șeful. Să vă zic că, uite, eu vreau, uite cum văd eu colțișorul meu, cum văd eu biroul meu. Pentru că ei, cu siguranță, eu sunt fanul copiilor. Deci cine o să-mi zică, eu am predat foarte mult și în facultate și la copii de și copii de liceu, cine o să-mi zică că copiii nu ascultă, nu? Deci o să fiu cel mai mare dușman al vostru, să mă iertați. La mine a funcționat altfel, aveam numai responsabilități și niciun drept. Deci aici a fost, da, aici a fost o greșeală. Deci trebuie să fie și responsabilități efectiv. Deci cu cât mai mult copilul și are responsabilități, cu atât mai multe drepturi are. Și plecând de la familie, plecând cu părinții, deci de la părinți, după aia spre școală, spre prieteni și așa mai departe. De aia chiar spunea Carmen de învățatul ăsta autonom îi face foarte independență. Într-adevăr, noi venim dintr-un sistem internațional. Copiii au învățat într-un sistem privat internațional unde foarte mult contează în primul și în primul rând părerea copiilor. Când mă duceam la ședințele cu profesorii, deci nu mă întreba pe mine profesorul nimic, deci nici nu mă băga în seamă. Mă întreba, ești mulțumit de cursul meu? Ești satisfăcut? Ai ceva de obiectat la cursul meu? Deci probabil este o oportunitate unică criza aceasta și virusul ăsta să chiar să stăm de vorbă cu copiii și să-i cunoaștem foarte, foarte bine și să le dăm drepturi, pentru că cred eu responsabilități au foarte multe. Trebuie să învețe, trebuie să-și facă temele, trebuie să fie. Deci nu este, cum să zic, este o oportunitate de a vorbi cu copilul tău și chiar de a înțelege ce își dorește și că este foarte, foarte capabil. Eu vă îndrum să vă vedeți copiii extrem de capabili. Și am o chestie pe care o spun tuturor. Deci este, dacă l-ați citit vreodată pe Nosrat Pesekian, este un iranian care a fugit din Iran în Germania, bla bla, deci om de știință, în 7 științe, doctor, a murit săracul vreo 5 ani în urmă, dar el zicea în felul următor. Deci că dacă te uiți cumva în natură, vei vedea asocierea viața omului cu natura. Deci dacă te uiți la un copac, bunicii sunt rădăcinile, noi suntem trunchiul acelui copac și copiii sunt rămurirele mici și frunzele care... Deci bunicii au obligația, că sunt deja de desubt acolo, nu mai văd, nu mai știu foarte mult, au obligația să ne hrănească cu multă dragoste și cu multă atenție. Noi, părinții, suntem cei care susțin familia și cei care suntem obligați să susținem cât mai mult și emoțional și financiar. Ori cei care sunt cei mai expuși la soare și la tot ce se întâmplă în lumea asta sunt copiii. Deci nu suntem nici măcar noi. Da. E frumusețea naturii și a vieții și a tot ce ne-a dat Dumnezeu. Deci asta e frumusețea, asta tot ce am creat și credeți-mă, am creat ceva mai bun decât noi, pentru că altfel nu supraviețuiesc. Mersi mult de tot, Mariana. Deci aveți treabă cu copii. Avem treabă, da, multă. Bun, Aurora, vrei să mai... Da. Să mai zici ceva? Da. Voiam să vă cer ajutorul, pentru că acum încep canalul meu de YouTube și nu știu ce aplicații să folosesc ca să... Ok, pot, dau search pe Google, o să fac, pentru că sunt încerc să fiu autodidact din ce în ce mai mult, dar dacă aveți aplicații pe care puteți să mi le recomandați, m-ar ajuta. Să fac pe ce? Fine, să... fac să le... Să nu mai... Editare? Ce anume? Editare, filmare? Editare, da, exact, editare. Pentru că o să dureze să fac un proiect, să construiesc un... Florin se pricepe la asta.
Depinde de ce calculator folosești, dar Florin se pricepe la asta, dacă mai e pe conferință, poate să... Da, sunt aici. E o discuție mult mai amplă decât pare. Depinde odată ce cameră vrei să folosești. Pentru YouTube, acum depinde cum vrei să-ți faci și proiectul tău. Sunt câteva softuri destul de simple, care nu-ți oferă alte facilități decât crop și export, care sunt destul de ok pentru început, însă cel mai recomandat este Adobe Premiere, dar care adaugă un cost în plus la proiectul tău, pentru că este un soft plătit. Dă-mi un mesaj pe privat, pentru că există și alte variante. Nu are rost să discutăm acum aici pe partea asta tehnică, dar pot să-ți dau cât mai multe detalii pentru procesul ăsta de editare. Și dar putea să discutăm joi? Putem, da. Joi, vineri, sâmbătă, duminică, într-o zi de genul ăsta, să ce secundă, că mă... Da, o să ți dau, dar... Pentru că cred că mai mulți dintre noi am fi interesați și chiar dacă folosim videourile respective și pe Instagram sau pe Facebook sau pe site-urile proprii, tot ne ajută să știm în ce aplicații putem să ne mișcăm mai repede și pe mine m-ar mai interesa dacă este cineva mai antrenat în YouTube în ce înseamnă o promovare mai eficientă pe YouTube, cum se fac lucrurile. Eu sunt complet, complet, complet nouă pe YouTube și nu m-aș fi dus niciodată dacă n-ar fi apărut această nevoie. Despre YouTube putem să vorbim în episoadele când vorbim și despre editarea video și YouTube și toate cele, pentru că sunt o grămadă de lucruri care se leagă oarecum când vorbim de YouTube, atât cât când vine vorba și de cum îți pregătești filmulețul pentru YouTube, cât și cum faci postarea pe YouTube, pentru că și YouTube-ul îți dă anumite facilități care până acum, sau cel puțin până acum 2 ani de zile, nu existau. Eu până, să zicem, acum vreo 4-5 ani de zile aveam un canal de YouTube care îmi dădea, din care scoteam ceva bănuți. În perioada asta mă gândesc să reactivez. Dar... Florin, da. Tare. Când, în ce zi ai vrea să vii? Păi, să zicem că agenda mea este liberă. Okay. Da, hai să facem joi. E bine? Poți? Poate te... Da, da, mă documentez puțin și pun câteva chestii pe hârtie. Da. Super. Da. Tocmai a venit okay. Să știți dacă vreți să faceți cadouri de acest gen. E drăguț. Mă rog, acum am pus mâna pe el, va trebui să mă spăl înainte de a pune pe față mâna. Roxana, voiai să mai zici ceva? Stai. Mi-a venit, adică mă rog, voiam să zic Aurorei un insight, că dai de la începutul discuției, când spuneai că tu te-ai gândit la craftotecă, adică îmi imaginez că te-ai gândit la ceva elegant ca într-o bibliotecă unde te duci și îți alegi niște chestii super elegante și diferite și cumva mai pe precious, așa am înțeles eu. Dar când mi-ai zis prima oară de craftotecă, în capul meu a fost că you make craft fun, adică n-a fost craft bibliotecă, ci craft discotecă cumva, adică cumva, uite, craftul poate fi fun. Pentru că eu sunt publicul ăla care când aude de craft și de chestii de astea, adică nici măcar nu am răbdare să mă uit prin tot ce ai tu acolo. Și am crezut că cumva asta e zona în care te duci, că uite, it can be fun, easy, la îndemână, știi? Nu știu dacă te-ai gândit un pic la asta, adică mie chiar mi s-a părut mișto, zic, uite mă, craftoteca, adică craftul poate să fie și fun și mișto și la îndemână și uite ce chestii simpatice are. Da. Dacă da. E o discuție care o simți aproape de tine, nu știu, mie asta mi-a zis. Ok, da, nu, e poate să fie și fun. Până acum câțiva ani, până să l-am pe al doilea copil, n-am
nu îmi plăcea să fac nimic. Dar cu al doilea, pentru că este creativ și îmi redecorează toată casa, are această... Și cumva mi s-a părut și foarte la îndemână, pentru că tu te duci pe zona de party, adică folosesc chestiile astea de la tine pentru nuntă, pentru botez, pentru party de birou, adică pentru niște chestii care sunt fun, mă distrez cu ele. Ok, da, mersi. Am notat. Bun, deci joi ne vedem cu Florin. Văd că și Nicu nu te-a mai... Îți dau un mute acum, să știi, Nicu, nu știu dacă ești pe recepție. Dar nu te-am mai văzut până acum și am văzut că ai ceva expertiză, mă rog, ca orice băiat ești ceva mai tehnic decât noi pe restul gagicilor. Bună, da, sunt pe recepție. Să zicem că, da, vin din parte foto, dar mă ocup și de parte video în ultima perioadă. Deci tu, așa, dacă ar fi că noi aici și legăm diverse, nu numai nu este numai un grup de suport moral, ci pur și simplu ne susține și ne putem susține și dacă luăm serviciile unii de la celălalt sau facem lucrurile împreună. Tu cu ce te ocupi? Eu fac fotografie de 10 ani, producție video de vreo 3 ani de zile și de vreun an de zile mă ocup și parte de marketing și promovare online, administrare conturi de Facebook și Instagram și Google. Ma, păi fii atent, aici să avem nevoie, pentru că eu am o grămadă de întrebări despre fucking Instagram-ul vieții. Ok. Ca toată lumea. Deci mă seacă chestia asta. Acum, dacă știi detalii tehnice, ar fi minunat să ne povestești la un moment dat. Era chiar una dintre fete, scria pe Instagram și se întâmplă și nouă, ni se blochează des contul, mai ales contul de business, ne spune că facem nu știu ce ilegal. Conturile sunt super curate, n-au buțuri, n-au absolut nimic. Asta pe treabă. Auzi, Roxana zice că sunt oficial doamna profesoară, pe ochelari ești de la copil, ce drăguț. Mersi frumos. Iarăși pe Facebook știu că tot timpul se schimbă algoritmii, iar de Google practic nu mai știu nimic, dar s-ar putea să ne ajute să ne băgăm cu niște ad-uri, dacă știi să setezi campanii sau diverse chestii de astea. Bagă-te și tu frumos pe link-ul ăla de docs de mai sus. Cum să nu? Cu mare drag. Cu tot ce știu și din cunoștințele mele ajut, cu mare drag. Ce mișto. Oricine. Ce mișto. Lovely. I love this group. Bun. Ne cam apropiem de final, în sensul că încerc să... Vedeți cât de conștiincioasă sunt. Am pus mâna pe ceva nou și acum mă mânca nasul, fac așa. Deci, cine este nou? Vedeți că aveți aici pe chat, a pus colega mea, Cerina Rațiu, un link cu docs-uri. I strongly advise you, mergeți acolo, lăsați-vă toate informațiile cu pricina. Sunt convinsă, vedeți că la fiecare întâlnire ne vin idei și ne putem ajuta reciproc. Înainte de a mai vedea două, trei fețe, doar așa ca să ne mai cunoaștem între noi, mai zi-tu, Aurora, dacă voiai să mai întreb ceva, adică asta cu YouTube o rezolvăm, ne ajută Florin joi, poate într-una din zilele următoare, pe un sâmbătă, duminică, să o vedea, ne ajută Nicu și tu ce înseamnă social media și ce avem de făcut. Alte întrebări? Nu era întrebare, era iar un... Ceream ajutor legat de Instagram, să ne ajute cineva sau dacă ai pe cineva să vină să ne vorbească și despre Instagram. Da, s-a discutat de exact ce... O să ne zică... Să ne ajute cu aplicații sau cu... să înțelegem dincolo, în spate, că așa, da, ca și campanii... Momentan le fac singură, dar vreau să înțeleg aplicația cumva.
sau ce folosiți pe lângă Instagram ca să postați. Ieri am aflat de, de Facebook Studio și așa. Dar da, am aici, mi le-am notat, am tot. Ce-ar fi drăguț, mai ales pentru furnizorii de servicii, uite cum e Florin, cum este Nicu. Dacă ați spus sau dacă aveți clienți în portofoliu, ar fi interesant dacă puteți să puneți 2-3 linkuri ale clienților din portofoliu, că eu am învățat de la retail. Bine, dacă vreau să vând ceva, eu trebuie să, în primul rând, să arăt și în al doilea rând să pun prețul. Acum, până la preț, e altă discuție, n-aș merge chiar până acolo. Dacă vreau să angajez pe cineva, cum erau zilele trecute, oameni care au nevoie de fotografie de produs, vreau să văd dacă mi se potrivește stilului sau dacă e ceea ce caut eu, știți? Adică puteți să puneți acolo portofoliile, bucurile, nu se supără nimeni. Cine se supără e problema lui. Adică la mine democrația funcționează foarte bine în dictatură. Na, să găsim acolo ce mai avem de găsit, da? Ce ai zis cu dictatura? Nu se aplică și la tine. Nu, și de ce te întreb? Pentru că, din păcate, de dimineață a apărut vestea din Ungaria. Nu știu dacă ați urmărit. Am fost, da. Care veste? Ce zice? Orban are puteri nelimitate acum. Așa, Parlamentul maghiar i-a dat lui Orban puteri totale pe termen nedefinit. Decizie votată cu mai mult de 72%. Și era altfel până acum? Da, mai trecea prin Parlament, adică cumva era un filtru. Ăsta poate să facă acum orice. Vorbind, e ca și cum ei zice că Putin e foarte posibil să fie reales. Păi nu, dar vezi că măcar în, uite, în Rusia sau în Bielorusia nu există așa ceva. Încă. Dar istoria se repetă. Când în 1933, prin actul de împuternicire, asta s-a întâmplat și cu Hitler. Și sigur că era în urma unei probleme. A luat foc Reichstagul, dar... Gabi, vreau să te dezamăgesc, că în Rusia există doar așa și e de vreo... De când s-a terminat al doilea război mondial? Deci, există doar, scuze-mă? Depresie. Deci e cum, da, este. Este, scuze-mă, dar este primul act de acordare de puteri nelimitate unui președinte de stat pe care îl văd. În Rusia mai trece prin dumă, adică se mai întâmplă lucruri, măcar cu caracter formal. Nu trece niciun fel de dumă, deci noi eram cetățeni străini și am fost forțați să ieșim să-l votăm pe Putin. Deci ne fiind cetățeni ruși, neavând, deci fiind cetățeni europeni. Și soțul meu lucra pentru o companie rusească și asta a fost. Deci am fost forțat, amenințat și am ieșit și am votat pe Putin. Și voturile noastre au fost acolo. Deci nu vă imaginați că trece ceva prin... Sunt de acord, dar măcar a fost un vot. Adică cineva măcar v-a forțat, nu știu cum să spun. Aici nici nu se mai pune problema. Da, a fost foarte bine. Ce să zic. Și uite ce a ieșit. Da, dar așa am ieșit om ca lumea, vedeți? Deci, după forțare. Fiecare șut în cur este un pas înainte. Deci luați-o ca pe ceva... Cu condiția să nu stai cu fața, știi? Mai ales dacă ești bărbat. Da, de preferat. Ok. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult. Încă o zi mișto. Chiar îmi place. Îmi place foarte tare. Așa că... stay strong, stay alive, stay safe și ne vedem mâine de la... 3, ca de obicei, cu Camelia și cu mâine. Că aveți întrebări, oricum o să fie distractiv. Cam este super, super, super simpatic. O să vă placă. Vă pup, pa! Pa.